Este la sfârșit o judecată, cumplita judecată de apoi, căci trebuie pe drept să-și ia răsplată cum a lucrat oricare dintre noi. Noi nu murim când inima încetează, lăsăm în urmă tot ce am scris și spus, dar tot ce dăm la cei ce ne urmează, mereu de rod când noi de mult ne-am dus. Dar tot ce dăm la cei ce ne urmează, mereu de rod când noi de mult ne-am dus. Avem copii și creștem după vreme, avem elevi și învățăm ce vrem, avem o turmă-n grijă și-n veghere, și-ntreaga lor răspundere avem, căci ei vor fi în lume și-n viață, așa cum noi le-am spus și arătat, iar ei la fel așa vor da povață, și un lung popor acum de noi format, iar ei la fel așa vor da povață, și un lung popor acum de noi format. Îi creștem buni, la fel și ei vor face, îi creștem rău, așa vor îndruma. Noi îndreptăm înspre război și pace, rând după rând, pe câți ne vor urma. Și abia atunci, la marea judecată, vedea vom toți uimiți cu adevărat, cât a salvat o creștere curată, cât a ucis un suflet blestemat, cât a salvat o creștere curată, cât a ucis un suflet blestemat. O voi cei mari răspunzători de gloată, părinți și îndrumători pentru urmași, voi veți purta răspunderile toate, voi creșteți sfinți sau creșteți ucigași. De aceea, pentru tot ce ne urmează, la marea judecată de apoi, cu ochi uimiți oricare o să vază, cât rău sau bine a început cu noi, cu ochi uimiți oricare o să vază, cât rău sau bine a început cu noi.